puțin. E Radu Paraschivescu la Digi FM. Ca să știi. Suntem cu volumele la maximum și cu Radu Paraschivescu. Din nou, bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Neața, Radu. Neața. Încheiem o săptămână în care lucrurile au fost destul de agitate, mai ales pe la Parlament, acolo unde am avut un protest inițiat de cei de la AUR. Lucrurile au scăpat de sub control. Era chiar o situație bizară, pentru că cei de la AUR erau chiar în Parlament. Mm-hmm. Și se uitau de la geam cum cei care îi susțineau, practic, vandalizau pe acolo și strigau bine, libertate. Bine, acolo în fața Parlamentului au fost liderii AUR, Claudiu Târziu și George Simion. Da, cei aleși nu din partea Partidului AUR erau chiar în clădire în momentul respectiv. Organizatorii îi preveau pe organizați. Exact, da. Cam asta a fost situația. Da, povestea fiind spontană, din câte am înțeles, dar pregătită. Pentru că noi începem să avem o tradiție în manifestările spontane pregătite de mult. Și în numele care ies atunci în toiul unei discuții înfierbântate, dar care de fapt sunt fixate cu jumătate de an înainte, vezi Frontul Salvării Naționale, că acolo era trimiterea. Dar am avut și o grevă la CFR spontană săptămâna asta, care era anunțată de... Da. Deci spontaneitatea se pregătește minuțios. Da. Poate fi lăsat nimic la voia întâmplării. Acum, dreptul de a protesta e sfânt într-un regim democratic și nimeni nu interzice protestul pentru că ar fi o prostie să faci așa ceva. Există însă o stilistică a protestului, niște consecințe ale unui protest legitim și niște interdicții de care trebuie să ții cont ca să nu riști consecințe neplăcute. Multă lume a pus în contrapartidă protestele AUR de săptămâna asta cu protestul de acum 3 ani cu 10 august. Ei, nu se compară, pentru că acolo, în primul rând, că nu s-au produs acte de vandalism, s-au produs agresiuni asupra celor din piață, printre altele din partea jandarmeriei, printre altele din partea oamenilor de la Uniți sub Tricolor, ce să vezi, actualii membri AUR, și lucrurile nu se pot compara. Am văzut proteste astăvară în Franța, pe Rue de Rivoli, în inima Parisului. Oamenii strigau lozinci, protestau, erau și ironici, dar nu săreau calul. Deci știau exact care este mandatul unui protest, care sunt limitele lui și nu făceau nimic din registrul vandalismului sau huliganismului. Aici au fost acte de vandalism și de huliganism. Aici au fost oameni care au ajutat protestatari să intre în perimetrul Parlamentului unde n-aveau ce să caute. Aici au fost mașini vandalizate, aici a fost un steag al Uniunii Europene pe care s-a desenat o svastică. Ceea ce deja duce lucrurile într-o altă direcție și ne spune că AUR e un partid cu vădite pulsiuni antieuropene. Ei s-au dezis însă de partea asta. S-au dezis jubilând. Da, au spus că lucrurile au scăpat de sub control și că au fost normal. Cei care au venit acolo au fost duși în direcția asta de către alții, nu de ei. De alții, da. Dar nu au fost identificați acei alții. Nu, asta este o mișcare urâtă și care, dincolo de coloratura huliganică, anunță vremuri complicate pentru democrația din România, pentru că nu e prima dată că acest partid are atitudini antieuropene. La adăpostul unui creștinism, unui ortodoxism exaltat, care în principiu nu a trebuit să dăuneze nimănui, se produc și alte lucruri care nu sunt în regulă. Deci dacă stai și analizezi discursurile domnilor Târziu, domnului Simion, ale domnului Laveric, pe care am plăcerea să-l cunosc personal, vei găsi o agendă antieuropeană marcată și de garnitură antisemită și de garnitură xenofobă și de un românism de ăsta exacerbat pe care eu îl știu de ani de zile. Nu AUR este primul colportor al acestor așa zise valori. Ele există de decenii, există încă de pe vremea lui Ceaușescu și atunci tema și retorica învrăjbirii era monedă curentă. Acum însă partidul ăsta, care, iată, este un partid parlamentar, care are niște oameni profund inteligenți în componența lui, asta nu contestă nimeni, este un partid care pregătește o direcție neplăcută pentru cei care încă aderă la valorile europene. Este partidul pe care eu l-am auzit în peluză, la meciul România-Danemarca, strigând afară, afară cu ungurii din țară, la România-Danemarca. Prin urmare, lucrurile astea nu surprind, dar trag pentru cine are dramul de luciditate necesar un semnal de alarmă.
Vorbim de protestul ăsta de câteva minute bune și n-am spus că era un protest împotriva certificatului verde. Împotriva asta certificatului, de fapt îi deranja pe cei care au venit acolo. Da, bun, e logic să protestezi împotriva acestui certificat, după cum e logic să ți-l asumi, aici opțiunea fiecăruia e sfântă, protestul de care vorbeam eu de la Paris, tot pentru așa ceva era organizat, sau împotriva acestui lucru, însă acolo lucrurile au rămas în albie. Aici, dintr-o dată, s-a trecut de la certificatul verde la vaccin în general și, pe urmă, la concertul conspiraționist pe care noi îl știm foarte bine. Radu, îți propun să luăm o scurtă pauză, după care să revenim la fotbal, pentru că naționala noastră încă își caută antrenor. Mai strălucitor, mai darnic, mai mult Crăciun la Digi FM.